Un polițist în vârstă de 27 de ani a fost prins beat la volan în județul Botoșani după ce s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile. Tânărul inconștient a fost testat de colegii săi cu aparatul etilotest, iar rezultatul i-a lăsat fără cuvinte 1,07 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acum este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și s-a ales și cu dosar penal. Accidentul a avut loc sâmbătă seara pe strada 1 decembrie din municipiul Dorohoi. Polițistul în vârstă de 27 de ani a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe partea carosabilă, iar martorii au sunat imediat alarmați la 112. Atunci când echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, au descoperit nu doar că șoferul implicat în accident le este coleg, dar acesta mai era și sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că polițistul a consumat o cantitate de de mare de băutură, înainte să se urce la volan, acesta avea 1,07 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Din fericire, autoturismul tânărului inconștient, care nu era însoțit de alte persoane, a fost singurul implicat în accident. Echipajele medicale ajunse la fața locului au fost pregătite să-i acorde îngrijiri medicale, dar se pare că polițistul nu a fost vătămat. Acum este cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Mai mult, având în vedere poziția sa, vor fi dispuse și măsuri în acest sens. Țara noastră are toleranță zero pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului. Conform legislației, șoferii care sunt prinși cu o imbibație de alcool egală sau peste 0,40 grame pe litru alcool pur în aerul expirat, riscă închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală.